Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, că mă ajută. Vreau să încep cu un mesaj de al Vipelor Vesele, acest grup care e foarte puternic, după cum puteam înțeles, care sunt foarte indignate de manipulările staffului de la emisiunea Mireasa. Și eu sunt de acord cu ele. Sunt de acord pentru că nu se mai poate așa. Stafful face totul, iar noi votăm și plătim. Nu e corect, nu e corect absolut deloc. Măcar dacă face totul stafful, să nu ne mai pună să votăm. Ne uităm și atât, nu ne mai implicăm cu cadouri, cu mesaje, cu scrisori, cu grupuri, cu nimica. Ce rost mai are? Ce rost are toate astea? Ce rost au? Niciun rost. Și de asta Viperele Vesele spun în mesaj, zice, spuneți nu abuzurilor, discriminărilor, prostituției, proxenetismului și consumului de droguri. Așa că să protestăm și să nu mai ne uităm la emisiune. Eu să știți că nu mai mă uit deja o săptămână și ceva, de când mai mă uit. Vineri am avut o săptămână, două gale n-am văzut, adică o gală am văzut-o, aceea cu scandalul, următoarea gală, acum două zile n-am văzut-o, acum trei zile n-am văzut-o, decât ce văd pe Facebook, atât tot, nu? Eu chiar mă țin de protest, care nu se ține, treaba lor, eu mă țin de protest. Vreau să vorbim puțin de foștii concurenți, am văzut și fotografii cu ei, care îmi plac foarte mult, eu îi urmăresc pe toți. Marian Pavel, cântărețul, era îmbrăcat în costum popular cu o fată, iar în altă fotografie era pe un stadion. Știți că a fost căsătorit și cu fata aia frumoasă, Andreea, și s-au despărțit. Viorel, de la sezonul 6, a postat un iepuraș. Nu știu, cred că e iepurașul lui. Frumos e purașul. L-am văzut și pe Petrică cu Ela. Erau la biserică cu niște flori. Bână, cred că au fost de flori la biserică, cum se duce toată lumea. Eu nu m-am dus la muncă. Și pe Liviu, Liviu Olteanu, pe scenă cânta. Știți că e solist de muzică populară. Am văzut-o și pe fosta lui soție, Maria Roman, care acum are alt iubit. Era cu Burtica. Burtica se vedea. Se vedea, sarcina e destul de avansată, chiar mă bucur pentru ei. Am văzut niște fotografii foarte frumoase. Una era cu Marian Pavel de la sezonul 3, îmbrăcat în costum național, era cu o fată. Iar altă poză era tot el pe stadion, undeva pe stadion. L-am văzut și pe Viorel de la sezonul 6, parcă, da? Dar nu era el, era doar profilul lui și pusese un iepuraș, atâta tot. Pe Petrică și Ela. Petrică și el de la câștigătorii sezonului 4 erau îmbrăcați în erau îmbrăcați de biserică, să spunem așa, decent, și țineau niște flori în mână, cred că au fost la flori. Cred că atunci a fost la flori, când toată lumea se duce după și a flori la biserică. Am văzut pe Liviu Olteanu cânta pe o scenă, știți că el era cântăreț, este încă normal. Și pe fosta lui soție, Maria Roman, cu Burtica, sarcina e destul de avansată, era și cu iubitul ei, pentru că după ce au divorțat, ați văzut că ea și-a luat partea ei normal și s-a dus și a transformat puțin fața, arată bine acum, e fericită, are iubit nou, bine că a scăpat de Liviu, că și așa ați văzut în emisiune, toți se certau și nu s-au potrivit absolut deloc. Iar am văzut-o și pe Andreea Grădinaru, știți, care a fost fosta soția lui Marian Pavel. Toți sunt acum, majoritatea, divorțați. Grav, grav ce se întâmplă la Mireasa, foarte grav. Și ce mi-a plăcut foarte tare, Sese și Giovanna au făcut și un calendar cu chipurile lor. La ea se vede Burtica, chiar mă bucur pentru ei, în sfârșit ceva bun de la Mireasa. Sper să rămână împreună. Eu n-am simpatizat-o din cauza vulgarității pe Giovanna absolut deloc în emisiune, dar acum văd că își vede de treabă, își vede de familie, o să aibă un copil, chiar o felicit și mă bucur foarte mult pentru ea. Un copil întotdeauna binevenit. Întotdeauna un copil binevenit. Știu că am și eu copii, chiar mulți. Mulți, patru. Nu mi se pare așa mulți.
văzut-o și pe Ana Maria Lăpușnean, Lăpuștean, parcă, era cu niște ochelari de vedere, cred că, și cu o plantă în mână, cu un copăcel, cu ceva, nu știu ce făcea, o tundea, ce îi făcea la plantă. Și a lăsat mai spre sfârșit pe Mihai, de la sezonul 2, pe care îl cunosc personal, și pe Bianca. Bianca a fost una dintre preferatele mele, o fată extraordinară. A venit mai târziu, din păcate, aș fi vrut să vină de la început. Mihai, el a fost de la început, am fost cu el chiar și în carantină. Mihai a început, a vrut să înceapă o cunoaștere cu altă concurentă, dar ea nu l-a plăcut. Motivul era că e prea înalt. Era înalt, este înalt, bineînțeles. Apoi a încercat cu Ștefania, nu s-a potrivit cu Ștefania. Ștefania, fată frumoasă, știți că era preferata mea, fata mea de ciocolată. Și a cuțit în legătura cu ea, dar eu le-am spus în emisiune că nu se potrivesc, pentru că Simona, prezentatoarea, tot timpul îmi cerea părerea. Când se făcea unii cuplu, mă întreba, doamna mea, se potrivesc? Și eu am spus, cu Mihai, cu Ștefania, nu. După aceea a fost eliminată Ștefania, ea a vrut să plece, bineînțeles, și s-a cuplat cu Bianca și se înțeleg foarte bine. Chiar m-a întrebat, Simona, dacă se potrivește, și am spus că da. Pentru că nu mă înșeală, mă mai păcălesc, m-au păcălit Radu și Mădălina tot de la sezonul 2. Pe o parte îmi pare rău de Radu, dar îmi pare bine că a scăpat de Mădălina, n-am plăcut-o deloc. Și ce-a vrut să vă spun, ei stau în Constanța, iar Mihai a devenit polițist. Am văzut niște fotografii foarte frumoase, cu el îmbrăcat în uniformă, acasă, cu niște copilași, undeva la masă, cred că sărbătoreau ceva, nu contează. Eu chiar mă bucur foarte, foarte tare pentru ei, mai ales pentru Bianca, că ei nu s-au căsătorit, ea a spus nu, au fost 4 cupluri, ea a spus nu, el a spus da la început, dar ea a spus nu. Nu contează asta, contează că sunt împreună, se iubesc și că o să rămână împreună, sper. Cam atât am avut să vă spun, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like. La revedere!